Acesta este atelierul în cadrul căruia cei 100 de elevi însoțiți de dascălii lor au fost implicați la școala din comuna Grozești în activitatea de cunoaștere a limbii celorlalți participanți din proiect. Profesor de limba engleză, Elena Alice Andru explică modalitatea prin care elevii au putut învăța cuvinte noi. În atelierul acesta au o broșură, se numește We Are What We Eat, suntem ceea ce mâncăm. Și sunt expresii uzuale în limba engleză, pe primul rând. Celelalte rânduri sunt în limbile țărilor participante. Astfel învățăm și noi limba lor, celor participanți, și ei învață limba noastră. În cadrul celor 5 zile de ședere în România, elevii vizitează mai multe obiective turistice importante din țară, printre acestea Castelul Bran, Muzeul de Istorie din Craiova și Muzeul Porțile de Fier din Turnul Severin. Vor face croaziere pe Dunăre, iar în comuna Grozești au participat la un prânz tradițional în care au fost incluse preparate tradiționale românești. Tradițională, dar sărmăluțe din carne de pasăre, pentru că avem invitați care nu mănâncă carne de porc. Le facem din cocă ca pentru pâine, pe care le prăjim la foc în cratițe de tuci. Oaspeții, elevi și profesori s-au declarat încântați de prezența în România, de tradițiile noastre și de experiența culturală pe care au trăit-o aici. Me and my friends from Turkey, there's Sunt din Turcia, din Istanbul și îmi place foarte mult aici. Îmi place chiar și mâncarea. I'm from Poland and I think Romania is a beautiful country. Am văzut foarte multe locuri frumoase. România este o țară frumoasă. Am auzit câte ceva despre cultura acestei țări. I'm from Portugal. I'm really liking Romania. Eu sunt din Portugalia. Este o cultură diferită de a noastră, dar îmi place. Mi-a plăcut și excursia din Craiova. All the teachers here. Toți profesorii sunt ospitalieri și prietenoși și încearcă să facă totul ca să ne simțim bine. A fost una dintre cele mai bune organizări de până acum a acestui proiect. Unul dintre coordonatorii proiectului spune că prin implicarea școlii în proiecte europene și derularea mai multor activități a reușit să scadă abandonul școlar într-o localitate care este izolată. 4 din țările implicate sunt în școli din zone izolate, cum este Grozeștiul, mai puțin Turcia, care este în zona Maltep, Istanbul, o zonă bogată a Turciei. În rest, toți suntem izolați. Valoarea totală a proiectului a fost de 158.000 de euro, 30.000 de euro fiind bugetul școlii gimnaziale din comuna Grozești.